Împreună cu cadrele didactice de specialitate, am reexaminat un număr de 6 săli de clasă, unde învață copii cu autism și împreună am achiziționat și am reconfigurat spațiile, astfel încât să fim eficienți în actul terapeutic. În urma examinării progresul terapeutic, de 60 de copii beneficiari direcți, vor fi grupul țintă al proiectului. Deci noi, practic, astă vară am renovat spațiile, am schimbat de la pardosel, tâmplării, am dotat spațiile cu mobilier școlar modulat. În același timp, am fiecare clasă beneficiază de panouri de dezvoltare multisenzorială. Ce am făcut în perioada asta, am transmis cadrelor didactice să-și construiască seturi de jocuri Montessori, pentru că fiecare clasă beneficiază de un set generos de jocuri Montessori, foarte eficiente lucru copiii cu deficiențe și, în mod special, copiii cu autism. Săptămâna viitoare și aceste jocuri, tot prin proiect, vor intra în sălile de clasă. De asemenea, după ce punem raportul intermediar la finanțator, urmează a treia tranșă de bani. Prin a treia tranșă de bani vom achiziționa pentru fiecare clasă câte o tablă interactivă. Dar ce este mai important, pentru că noi am gândit acest design terapeutic pentru copiii noștri, vrem să vedem și efectul. Și am împreună cu colegii care lucrează la aceste clase, am utilizat o grilă de evaluare inițială a copiilor. Deci la începutul anului școlar, în septembrie, copiii au fost evaluați din punctul de vedere al dezvoltării globale a personalității, pe mai multe paliere de dezvoltare. Urmează această intervenție într-un spațiu total schimbat, utilizând jocuri Montessori, utilizând jocuri de stimulare multisenzorială, utilizând tablele interactive. La final de proiect, facem din nou reevaluarea copiilor și încercăm să punem în evidență progresul înregistrat de aceștia, fiind schimbarea designului educațional și terapeutic la nivelul claselor. Da, bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată de către Școala Gimnazială Specială Pașcani și Fundația Gaucher România. Scopul acestei conferințe de presă este de a prezenta și a disemina un proiect pe care îl derulăm noi în parteneriat în școală, un proiect foarte util copiilor din școala noastră și, în mod special, copiilor cu tulburări din spectrul autism. Deci, așa cum vă spuneam, proiectul este derulat de Asociația Gaucher România, în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială Pașcani
și valoarea finanțării este de 47.395 de euro. Acești bani au fost câștigați, să zicem așa, printr-un concurs de proiecte. Am depus în cadrul programului Active Citizen Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. Despre Asociația GoCare am să vă prezint câteva lucruri. Domnul Vasile Liviu este președinte, directorul executiv al acestei asociații, o asociație parteneră a școlii, pentru că nu este un proiect derulat împreună, avem un istoric comun. Asociația GoCare a sprijinit și sprijină prin accesările de finanțări diferite școala și în mod special copiii noștri din școală. Dintre proiectele derulate aș vrea să mai amintesc un proiect de educație parentală prin care 12 cadre din școala noastră s-au calificat ca educatori parentali. De asemenea, 100 de părinți au beneficiat de consiliere prin acest program și tot personalul școlii și acești 100 de părinți au beneficiat de educație în ceea ce privește digitalizarea și folosirea informaticii în actul educațional și terapeutic. Una dintre cele mai importante probleme, pentru că atunci când scriem un proiect, plecăm de la o analiză SWOT a punctelor tari și a punctelor slabe și a oportunităților pe care le regăsim. Deci una dintre probleme a fost identificată ca fiind numărul mare de copii cu autism, care din păcate, nu numai la noi în școală, în general, numărul lor este din ce în ce mai mare, ceea ce implică automat și adaptarea noastră a demersului educațional și terapeutic, dar și adaptarea spațiului în care învață copii la specificul și problematica lor. Pentru că, în cazul copiilor cu autism, nu mai putem vorbi de un sistem educațional clasic, totul trebuie adaptat, modulat, astfel încât intervenția noastră să aibă efect. Împreună cu cadrele didactice de specialitate, am reexaminat un număr de 6 sări de clasă, unde învață copii cu autism și împreună am achiziționat și am reconfigurat spațiile astfel încât să fim eficienți în actul terapeutic. În urma examinării progresul terapeutic, de 60 de copii beneficiari direcți vor fi grupul țintă al proiectului. Deci noi, practic, astă vară am renovat spațiile, am schimbat de la pardoseli, tâmplării, am dotat spațiile cu mobilier școlar modulat. În același timp, în fiecare clasă beneficiază de panouri de dezvoltare multisenzorială. Ce am făcut în perioada asta? Am transmis cadrelor didactice să-și construiască seturi de jocuri Montessori, pentru că fiecare clasă beneficiază de un set generos de jocuri Montessori, foarte eficiente pentru copiii cu deficiențe și, în mod special, copiii cu autism. Săptămâna viitoare și aceste jocuri, tot prin proiect, vor intra în sălile de clasă. De asemenea, după ce punem raportul intermediar la finanțator, urmează a treia tranșă de bani. Prin a treia tranșă de bani vom achiziționa pentru fiecare clasă câte o tablă interactivă. Dar ce este mai important? Pentru că noi am gândit acest design terapeutic pentru copiii noștri, vrem să vedem și efectul. Și am împreună cu colegii care lucrează la aceste clase, am utilizat o grilă de evaluare inițială a copiilor. Deci la începutul anului școlar, în septembrie, copiii au fost evaluați din punctul de vedere al dezvoltării globale a personalității, pe mai multe paliere de dezvoltare. Urmează această intervenție într-un spațiu total schimbat, utilizând jocuri Montessori, utilizând jocuri de stimulare multisenzorială, utilizând tablele interactive. La final de proiect, facem din nou reevaluarea copiilor și încercăm să punem în evidență progresul înregistrat de aceștia, fiind
schimbarea designului educațional și terapeutic la nivelul claselor. De asemenea, tot prin proiect vom asigura consiliere de specialitate și parenting pentru părinții copiilor care sunt, fac parte din grupul țintă al nostru. Deci, vă spuneam, este finanțată de 47.395 de euro și în afară de această reconfigurare, remodelare a designului terapeutic, tot prin proiect vom organiza un simpozion cu tema design educațional terapeutic pentru copiii cu TSA, dar și un schimb de experiență propus să se desfășoare un centru educațional Orfeu din Chișinău, un centru educațional care intervine asupra copiilor cu autism, un centru educațional de succes, din câte am stabilit noi parteneriat cu dumnealor, și unde se utilizează foarte mult metoda Montessori. Deci, prin alocările financiare, 10.000 de euro au fost pentru renovarea sălilor de clasă, tabele interactive 7.200 de euro, peste 6.000 de euro pentru mobilier adaptat cerințelor copiilor cu TSA, mese reglabile, scaune și dulapuri, panouri senzoriale de aproximativ 3.000 de euro, jocuri Montessori 2.040 de euro, două laptopuri în valoare de 1.000 de euro, o imprimantă funcțională de 300 de euro, iar celelalte alocări bugetare reprezintă cheltuieli de administrare, schimbul de experiență la complexul educațional Orfeu din Chișinău și cheltuieli privind activitățile de parenting, simpozion și workshop-uri calificate în această perioadă. În ce să vă spun, în derularea activităților ne-au ajutat foarte mult voluntarii din rândul personalului școlii. Cei care ne-au călcat pragul astă vară, chiar erau foarte mulți, speriați cumva cum vom reuși să începem în bune condiții anul școlar, deoarece totul era un șantier, zidăria aproape până la cărămidă s-a dus jos în momentul în care am început renovarea. N-am avut bani alocați pentru resurse umane în acest sens. În schimb, personalul școlii s-a implicat foarte mult, s-a muncit foarte mult și aici vreau să o felicit pe doamna administrată care este prezentă lângă noi, doamna Leonte Ana Maria, pentru că a coordonat foarte bine echipa dumnea ei și am reușit ca anul școlar să înceapă în condiții extraordinar de bune. Lor li s-au alăturat și voluntari din afara școlii, pentru că la un moment dat a trebuit și a fost nevoie să apelăm și din afara școlii la specialiști, astfel încât să reușim să fie școala așa cum este în acest moment. Bineînțeles că vom mai face o conferință de presă la finalul proiectului, unde vom avea ocazia să vă prezentăm rezultatele cercetării, unde veți avea ocazia să vedeți clasele complet modificate, pentru că, așa cum spuneam, urmează achiziționarea tablelor interactive. Împreună lucrăm pentru o Europa verde, competitivă și inclusivă. Vă mulțumesc foarte mult!